Like dacă aveți și voi așa ceva prin casă. Un squish. Sau nu știu cum să numesc mingile astea anti-stres. I have a chest with a dolphin. With the dolphins. Da, astăzi, după cum ați văzut în titlu, o să facem review la Davidoff Classic, țigările normale, adică nu semi-slimuri cum mai sunt, că astea sunt și semi-slim și alea nu prea aș vrea să fac rost de ele niciun caz. Bă, da, vreau. În fine, și o să vedeți la sfârșit bricheta mea pe care... Mult mai bine. Și o să vă arăt și o brichetă pe care o am de colecție, care nu merge deloc, dar încă are gaz în ea. Tot apare lumina aia ca și cum ar apărea focul, dar nu merge deloc. În fine, așa arată pachetul. Davidoff Classic. Văd că avem foarte multe linii din astea. Scrie Est 1926 Geneva. Aici. Așa arată și pe spate. Bine, înainte arăta ca pe față. Mă rog, decât partea asta de jos. Dar acum văd că a scris altceva. Văd că a scris de... Nu știu ce, că nu înțeleg scrisul. Dar tot la fel, Geneva 1926. Davidoff, plastic în filtru pentru că îs noi, țigările astea. Îmi place foarte mult cum arată. Bine, ele aveau și un timbru aici, dar l-am scos. 20 de țigarete cu filtru, scrie aici, pe griul ăsta foarte magnific. Aici sus scrie Davidoff Classic. Aici jos scrie tot Davidoff, dar mai și zice... Interzisă vânzarea către minori. N-am cumpărat pachetul ăsta. Mi l-a dat un prieten cu tot cu țigară în el. Produs în Europa de Remsma. Max Born, strada 4, 22761, Hamburg, Germania. Deci astea sunt niște țigări nemțești, am putea spune. De fapt, nu că am putea spune, pentru că sunt și nemțiști, adică și scrie Germania și oricine știe că ce e din Germania e nemțesc și cam calitate bună. La fel cum e și Audi și Volkswagen-ul, oricum, pentru mine nemții sunt cei mai tari. Da, altceva. Evident, astea schimbate. Ce mai... cam atâta. Hai să vă arăt și țigara. Avem aici o hârtie care scrie Davidoff pe ea. Și pe dinăuntru e toată agentiu. Acum vom scoate țigara. Așa. După cum puteți vedea, așa arată și țigara. Aici scrie Davidoff. Da, după cum puteți vedea, e... ca un fel de țigară de la extracat negru, adică stați puțin să vă arăt. Extracat negru. Așa. Bine, după cum puteți vedea, extracat negru e mai lung decât ăsta, dar... arată, e ca un fel de polmol, doar că mai scurt. Tutunul văd că e destul de alb la culoare, pe când ăsta e mai negru. Da, un filtru ca la polmol. Ceea ce se găsește pe orice țigări, în afară de... Parliament și Kentu. Astea două chiar au... Astea două... Mă rog, Parliamentul Aqua Blue și
Cred că mai sunt geltele, nu numai Acablu. Și Kent Core. Da. A, da, și Kent Core ăla micu. Și ăla nou și ăla vechi. Da, cam asta a fost review-ul la pachetul ăsta de țigări Davidoff. Și acum vreau să vă arăt. Bun, hai să vă arăt și bricheta. Deci, când o să o vedeți, o să ziceți că e practic făcută de aceeași firmă, dar nu e făcută. Bro, deci eu când am văzut bricheta asta, am zis, nu, asta e clar. E clar, asta e făcută menită pentru pachetul ăsta. Da, cam așa arată. Nu prea are lanternă ca ce am avut eu MOV, care am pierdut-o. Ea se aprinde, mă rog. Dați, puțin. Vedeți? Apare lumina acolo, da? Și are și lichid în ea, adică să ziceți că nu are lichid. Uitați. Dar nu, nu vrea, e stricată. Da, în fine. Mie îmi place cum arată. Și da. Cam asta a fost și review de astăzi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe și poate ne auzim la un nou review. Precum ăsta. Sau habar n-am la care. Puteți să scrieți și în comentarii dacă o să mă lase. Dar sper că de când am arătat asta să mă lase. Și să scrieți și în comentarii niște pachete de țigări care aveți voi preferință, adică ce fumează părinții voștri, ai doro. Puteți să mă puneți să fac review la orice, da. Bine, acum, nu chiar la țigările Win sau la Kent 37% White Tobacco sau la West Albastru și la roșu, dar am văzut mai mult albastru pe la noi sau la Viceroy. La Viceroy sau la Winchester, că n-am dan astea. N-am. Nici la LD-uri. Să nu mă pune să fac review și la Lucky Strike. Nu, no, nu, no, n-am dan astea, nu. Eu nu mă pot băga la astea, că încă n-am făcut rost de ele și da. Da. Păi, da. Cam asta a fost review-ul. Poate o să vină un review. Da, nu, că am pierdut pachetul. Eu am fost Robert, v-am spus și mai tari, jucători de orice, știți povestea, noi și noi ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!